Roxana a cumpărat acum 10 ani un apartament într-un bloc încadrat în clasa 1 de risc seismic. Imobilul, construit în 1938, nu a prins până acum niciun loc într-un program de consolidare. Știu că am depus de acum 6 ani, am dat administratorului documente și cred că n-a strâns de la toată lumea. Să zic că aș fi făcut un credit și găsit o soluție dacă vedeam că ceva se pune în mișcare. Și toți vecinii ar fi fost de acord. Exact. Potrivit datelor oficiale, doar 28 de clădiri au fost consolidate în ultimele 3 decenii, un procent extrem de mic, pentru că doar în București sunt peste 2000 de clădiri încadrate în clasele 1 și 2 de risc seismic, iar în țară alte 700. În cazul unui cutremur puternic, multe s-ar putea prăbuși. Guvernul a aprobat recent un proiect de lege care stabilește că astfel de construcții vor fi consolidate pe banii statului. Fără niciun ban? Pentru consolidare. Da, dar asta ține și de restul de proprietari. Finanțarea este totuși condiționată. Cheltuielile cu reabilitarea termică și consolidarea acestor imobile vor fi suportate integral de stat. Proprietarii nu trebuie să achite nici măcar un leu. Condiția este ca timp de 25 de ani să nu vândă imobilul respectiv. Dacă îl vor vinde, atunci trebuie să restituie statului sumele pe care acesta din urmă le-a cheltuit cu reabilitarea termică și consolidarea imobilului respectiv. De acum vor putea fi consolidate și construcții publice, spitale, școli sau clădiri monument istoric. Programul va avea finanțare multianuală. Nu va mai fi un program anual cu finanțare anuală. Se vor încheia contracte cu execuție de până la 4 ani, care se vor putea prelungi încă 2 ani. Eligibilitatea clădirilor s-a extins. Vorbim și despre cele din clasa 2 de risc seismic. Proiectul prevede și o restricție importantă. Proprietarii nu vor mai putea închiria apartamentele din clădirile cu risc seismic decât după consolidarea acestora. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că această măsură vine pe fondul unei piețe a chiriilor în România și în București, care este gri spre neagră. Proiectul de lege aprobat de guvern trebuie discutat și adoptat de Parlament.